Locuitorii județului Telorman se numără printre românii care vor simți din plin noul val de scumpiri. Aici, venitul pe cap de locuitor este printre cele mai mici din țară, iar creșterea prețurilor îi sperie pe telormâneni. Ne face să nu mai ieșim afară din casă. Pensia n-are cum să se ajungă în felul ăsta. N-are cum să se ajungă, pentru că și curentul și gazele, am înțeles că o să scumpească, o să fie groaznic. Nu se gândesc deloc, n-au milă de noi, n-au milă de popor, că dacă avea milă ar trebui. De ce pentru pecii speciale sunt bani și pentru noi, oamenii popor, nu sunt bani? Cum vine asta? Încercăm să ne descurcăm. Nu prea bine, dar nu avem prea, nu prea multe soluții. Nu avem soluții decât să ne descurcăm. Telormănenii se gândesc cu groază la ziua de mâine. Unii dintre ei susțin că vor fi nevoiți să renunțe la achiziționarea unor produse. Nu mai pot să-mi fac și o poftele, să mănânc și eu ce vreau, după ce că sunt și bolnavă și dau atâtea bani pe medicamente și asta, vă gândiți? De ce nu se gândești la noi și nu am milă? Că așa ar trebui, să ai bine să gândească. Suntem obligați, că câștigurile sunt totale, cumpirile sunt, unele sunt declarate, unele nu se văd și cele mai multe nu se văd scumpirile decât atunci când te duci și ai nevoie de ele, produsele respective, și vezi că s-au scumpit. Se scumpesc la o zi la alta. Astfel, la un pachet de țigări se vor mai adăuga 60 de bani, iar prețul berii va crește cu 20%. Veștile proaste nu se opresc aici. De la 1 ianuarie 2023 va avea loc o nouă tranșă de scumpiri.